Sunt Irina Vasilescu, trainer și coach specializat în relații de cuplu și vă aștept cu foarte mare drag în tabăra Fiți fericiți în cuplu, următoarea ediție, dacă și voi vă doriți o relație plină de iubire, de împlinire, de conectare. Tabăra Fiți fericiți în cuplu este contextul perfect pentru ca acestea să fie mai fericite, mai conectate, să găsească cele mai bune modalități de a se înțelege mai bine, de a comunica mai eficient, de a descoperi unii despre ceilalți lucruri pe care poate nu le știau sau le-au uitat și de a găsi acele activități comune care le fac plăcere amândurora și astfel de a fi mai fericiți și de a avea o relație mai împlinitoare și plină de iubire. Realizăm asta prin activități multiple. În primul rând prin training, prin activități de coaching de grup, prin foarte multe activități în aer liber, prin discuții individuale sau în grup ale cuplurilor participante, prin lecții de tango, prin lecții de tai chi pe plajă și prin tot felul de acțiuni care să le permită cuplurilor să descopere pasiuni comune și să comunice mult mai bine. În tabără vin tinere cupluri care urmează să se căsătorească sau care sunt proaspăt căsătorite. De asemenea, avem participanți care au între 10 și chiar 25 de ani de relație. Astfel, tabăra este potrivită pentru absolut toate cuplurile care vor să-și ducă iubirea la următorul nivel. Cuplurile participante obțin niște strategii foarte bune de comunicare, de conectare, nu doar verbală, de comunicare la nivel subtil, energetic, la nivel intuitiv, la nivel emoțional în mod special. De asemenea, obțin o viziune comună pentru că lucrăm pe dream chart-ul familiei, pe dream chart-ul cuplului, pe ideea de co-parenting și co-leadership în familie, pe ideea de prosperitate în cuplu și în familie, deci obțin foarte multe strategii pentru ca viața per total să fie mai împlinită și de asemenea obțin primii pași în tango pentru că lecțiile de tango pe care le desfășurăm pe toată durata taberei le ajută pe aceste cupluri să descopere o pasiune nouă și să facă această activitate împreună în continuare. După tabăra Fiți fericiți în cuplu, este fascinant să vezi cum cuplurile sunt mult mai conectate, mai relaxate împreună. E foarte frumos pentru mine să observ din exterior prima zi de tabără, când cuplurile sunt oarecum sceptice, oarecum tensionate, cel puțin unul dintre parteneri este puțin închis, se uită ușor încruntat la celălalt pentru că a fost cumva invitat, adus în tabără și nu știe la ce să se aștepte mai exact. Această senzație de incomod, de scepticism, se modifică treptat de-a lungul celor 7 zile, astfel încât deja în ultimele zile de tabără e o plăcere și o mare bucurie pentru mine să văd cum cuplurile stau din ce în ce mai mult de mână, conectate realmente fizic, îmbrățișate, cum își zâmbesc și se privesc în ochi și cum pleacă din tabără realmente fericite, conectate și pur și simplu vezi iubirea pe chipul lor și între ei.